Alo? Da. Da, normal. E 2017. Mașina este 500. de kilometri. Bă, e super tare mașina, dar ce e super tare? E tare că poți să o iei de la Țiriac, autorul la te, și poți să o finanțezi dacă vrei, să o iei în leasing. Cumperi o mașină verificată. Poți să o ridici de la orice dealer Țiriac, autorul la te, din țară. Ce avantaje mai ai? Poți să faci test drive. Poți să vii cu mașina ta și să o dai buyback pentru o altă mașină second hand. Mi se pare super tare. Beneficiezi de consultanță în achiziție. Ce înseamnă consultanță în achiziție? Îți povestesc. Eu am de filmat acum, să știi. Dar mașina este 2017, are 60.000 de kilometri, costă 60.900 de euro TVA inclus. Numai, hai că am treabă, lasă-mă. Vii aici și vezi dacă vrei. Că am de la mașină telefon. Bun. Bine ați venit la Stax TV, un nou review de card ăsta, second hand, știi? Cum facem noi, adică prezentăm niște mașini pe care nu le-am prins cu emisiunea când erau noi, așa că le prezentăm ca și mașini second hand în parteneriat cu Țiriac Auto Rulate. Bun, aici avem un S500, varianta lungă, sper să nu mă înșel, pare lungă, individuală, nu știam că se poate doar o parte individuală, adică doar în partea din dreapta spate să ai bancheta care se lungește și cu supă. Credeam că în ambele părți, dar uite că s-a putut și învățăm lucruri noi. Mergem să prezentăm motorul, să vedeți cum arată el așa. Pare banal motorul, să știi. Adică e pe undeva pe aici. E pe undeva. Îl găsesc, jur, dar e ascuns tare, adică e ascuns tare de tot. Pentru că nu umbli niciodată sub capotă la S-Class, știi? Adică de ce ai umbla? E, voilà, V8. V8 și suna V8, benzină, 0-100, 4,8 secunde, în comparație cu Subaru Impreza STI, care la 265 de cai avea o performanță de 5,5. Adică tu poți să stai like a boss pe scaunul tău lungit și să mergi la drag racing cu șoferul tău și să faci liniuțe cu un Subaru și să-l bați. Și să mergi și confortabil. Mi se pare tare. Super. Ai văzut, da? E frumos? Știu că sunteți obișnuiți cu AMG-uri, cu lucruri, cu nebuni. Așa arată un V8 normal de Mercedes. Onest. Onest. Partea frontală. Xenon, LED, lumini de zi, bară frumoasă, n-am ce să zic, camere în față, senzori, camere de noapte, night vision, camere cu sisteme care reglează modul de condus al mașinii, suspensia în funcție de tipurile de drum pe care merge, stă, ia, calculează, analizează, face o tonă de lucruri de care nu pot să vă povestesc în detaliu, pentru că mi-ar trebui 7 ore și foarte mult debit verbal. Și nu mai am nici eu atât de mult debit verbal, dar mașina este superbă. Nu știu când am condus ultima dată un S-Clase, dar am mers cu ea, o să vedeți, vai de capul meu. Asta e tot ce pot să zic. Mergem la interior. E voilà, așa arată cheia S-Clasului din 2017, unde avem comenzi de încuiat, descuiat, deschidere portbagaj electric și închidere portbagaj electric din cheie. Dar testăm chestia asta, o testăm, pentru că vreau să o testez eu, că am așa un pitic eu pe creier. Bun, iată-mă la volan, arată superb, cu lemn, pentru că suntem într-o mașină de lux, cu piele, pentru că suntem într-o mașină de lux, cu lumini ambientale, pentru că o mare parte din cumpărătorii ei sunt chinezi, dar asta nu are importanță, mie îmi plac luminile în interior, nu știu dacă pe mov sau pe verde, dar vorba aia, cu Marius când filmez nu mă fardez și când mă duc și filmez cu alții mă fardez. Eu nu mă fardez de obicei, dar nu pot să, știi? Nu pot să refuz. Așa sunt și luminile la Mercedes S-Class. N-am cum să le refuz. Sunt ambientale, sunt frumoase, îmi plac, îmi dau o senzație. În spate când mă uit, îmi vine să mă mut acolo. Bun, să începem repede, repede, repede cu butoanele de pe ușa șoferului. Încălzire, ventilație, reglaj, scaunul din spate. Memorii, 3 bucăți, pentru că poate avem 3 șoferi diferiți. Reglajul electric pe toate cele 750.000 de direcții ale scaunului. Înălțime, lungime, tot ce vrei. Încuiat, descuiat, mașina din interior,
butoanele geamurilor electrice și ale jaluzelelor și blocaj și oglinzi electrice și rabatabile. Aici avem niște butoane de ajutor ale șoferului, adică camerele 360 care nu m-au ajutat să văd un lemn în spate. Nu m-au ajutat, dar avem camere 360, avem senzori de parcare, avem lane assist, avem un sistem care face ceva legat de volan și nu știu ce face, și night vision, adică aici în față vedem pe display drumul cu o cameră termică care ajută foarte tare să vedem anumite obstacole, câini, căței, purcei, că știți, în România, știți, apare măgarul ăla cu măgarul cu purcel peste și peste purcel cățel și peste cățel pisică noaptea, deci te ajută foarte mult la condus. Avem pilotul automat, are o manetă specială aici păstrată de Mercedes, ca să zic așa, din istoria lui. Avem volanul reglabil electric și încălzit, avem maneta de ștergătoare lumini și așa mai departe, clasica și singura manetă pe care o avea Mercedes-ul, din care făceam toate lucrurile, aprindeam chiar și luminile, butonul de aprins fază lungă, fază scurtă și asta de parking pe care o iubesc, Doamne, când poți să-ți lași mașina parcată pe stradă și să aprinzi poziția doar pe stânga, față și spate sau doar pe dreapta. Asta este o chestie de la Mercedes veche, rău de tot, de când mă știu eu copil fiind și cu trăieram cu o dubă, avea funcția asta. Avem butonul de engine start-stop, avem schimbătorul la mână pe model US, în care toți oamenii au fost mega controversi. Da, eu nu mai am schimbător aici, vreau ce, la mână, bă. Mi se pare foarte util, dai odată în drive și gata, asta e tot ce trebuie să faci legat de schimbător. Hai să pornim și ecranele astea frumoase, integrate bine în bordul cusut în piele de două culori și lemn. Avem display-ul pentru viteză și trepte și consum și tot felul de lucruri. Aici avem partea de încălzire auxiliară, ne arată că în momentul de față este oprită. Avem buton pentru jaluzeaua spate, avem buton să coborâm și să ridicăm tetierele de pe... Am ridicat o tetieră, probabil că pot să și cobor în același timp ca să am o vizibilitate mai bună la mersul în spate dacă vreau să mă uit pe lunetă sau în timpul condusului. Ce avem aici sus? Lumini de citit, lumină în spate, lumină de citit în față, sunăm la service, oprim lumina pentru deschiderea ușilor, aprindem luminile, trapă, lumini ambientale, lumină de interior, oglindă cu trei poziții de... Să deschid trapa? O deschid. Oglindă cu trei poziții pentru telecomanda, ușă, garaj. Mai avem și aici o grămadă de lucruri, cum ar fi CD-urile pentru magazia de CD-uri. Dedesubt putem să găsim un suport de pahare. Aici mai avem un sertar pe care nici nu-l vedeam, cu priză de 12V și spațiu de depozitare. Închidem acestea și avem compartimentul mânușilor, ca să zic așa, unde găsim acest parfum de la Mercedes-Benz care se numește Pacific Mood. Da, îl puteți schimba, seta din setările mașinii ca să fie mai tare, mai încet, mai ventilat, mai puțin ventilat și așa mai departe. Avem aici cotiera cu spațiu de depozitare și USB-uri și boxe și tot ce avem nevoie. Funcțiile comandă aici, unde putem să reglăm modul de condus, port, confort, normal, să ridicăm mașina din suspensia pe aer cu care este dotată. Scaunele cu masaj, navigație, radio, media, telefon. Și funcția asta de vehicle settings, seat settings, time și așa mai departe. Toate lucrurile se pot face din acest joystick foarte repede. La un moment dat, adică dacă te obișnuiești cu mașina, cred că după o zi ți-e foarte ușor să... Oh, incredibil, ce tare! Avem și manualul de utilizare al mașinii pe bord. Păcat că scrie în germană. Am telefonul meu de la Mercedes-Benz. Ușile se sug, bineînțeles, frumos, elegant. Da, telefonul, acest telefon care este amplasat aici, în cotiera centrală spate, arată așa. Important este că dacă te conectezi cu telefonul tău la mașină și telefonul tău rămâne fără baterie, poți să folosești acest device pentru a vorbi conectat la telefonul tău, ceea ce mi se pare super cool. Îl punem în locașul lui,
că are un locaj special aici, intră frumos în interior, închidem acest compartiment și am terminat cu partea de telefon, telecomandă. Mai avem aici un compartiment care este foarte interesant pentru că este suportul de pahare spate. Acest suport de pahare spate îmi place pentru că are două dimensiuni. Una pentru doză de suc și orice alte lucruri mai vin în doză și un pahar, un compartiment mai mare pentru pahare mai mari. Avem un buton din care putem să alegem dacă aceste compartimente se pot răci sau încălzi. Bun, aici e partea de telefon, nu umblăm că am vorbit despre ea. Aici avem o cotieră destul de încăpătoare, aș spune eu, unde se găsește o priză de 230 de volți, unde putem încărca un laptop, de exemplu, sau poți să spui PlayStation în priză sau tot felul de lucruri. Dacă voi ați merge aici în spate până la Iași, puteți să ne lăsați un coment, să-mi spuneți ce filme ați vrea să vizionați aici în spate. Bineînțeles că aceste ecrane nu sunt cu touchscreen, pentru că de ce să pui mâna pe ele și să rămână urme. Avem această telecomandă. Această telecomandă pe care scrie Mercedes-Benz și putem să o folosim pentru a face diverse lucruri. Putem să vedem navigația, putem să vedem altitudinea la care ne aflăm, viteza cu care se deplasează șoferul nostru și să-l concediem, așa cum am făcut eu de două ori. Putem să... Vezi? Vezi aici? Vezi aici? Vezi aici? Vezi aici? Nu merge frigider. Adică nu pornește, dar avem aici un compartiment, un frigider, unde putem să băgăm două sticle de rachiu, de exemplu. Adică rachiu e o băutură foarte bună pentru utilizatorii de Mercedes și nu numai, sau țuică, ochii lui Dobrin, tot felul de lucruri, adică două sticle poate să intre aici și CD-ul pentru DVD player se introduce tot aici în spate. Asta ca să știți că dacă vreți să vă uitați la un film, pe drumul în care îmi comentați mie la ce film vreți să vă uitați, băgați DVD-ul aici. Noi avem de-astea de copii, că am verificat. Nu, am tras-o pe asta, what the fuck? What the fuck? Asta e aia de sus. Gata. Bun. Deci dacă vorbim de partea de perdeluțe, am aici, în locul acesta, control pe toate perdeluțele din mașină. Lateral, spate și sus. Am și oglindă make-up. Sau nu neapărat oglindă make-up. E oglindă de asta de selfie, sau nu știu cum să zic. Adică poți să ai oglinda pusă pe tine să te vezi tot timpul. Adică la drum... Te uiți la tine, să mai vezi ce mai faci, cât de frumos ești. Îți dai seama, te admiri mult. E normal. Am aici buton de a stinge lumina în spate sau a o aprinde. Frigiderul v-am spus, DVD playerul v-am spus. Și am rămas la partea cea mai interesantă de aici, de la Mercedes, unde am acest buton pe care îl țin apăsat. Mi-aș fi dorit să am o simplă apăsare de buton. Dar trebuie să-l țin apăsat pentru că aș putea să-l omor pe cel din față, făcând asta. Adică dacă acolo în față ar sta cineva pe scaun, nu l-aș vedea într-o poziție foarte confortabilă. Durează puțin și timpul înseamnă bani la mine. Am pierdut vreo 25.000 de euro acum, în timpul ăsta în care scaunul se reglează. Da, e, o să dau un mail la Mercedes, n-am ce să fac. Am, atenție, gură de ventilație și pe stâlp. Hai, tăticule, gata, acum începe șmecheria, fii atent. Mă vezi cum mă lungesc? Ca pe șezlong. You know, șezlong. Haide, ridică-mi piciorușele la cer. Simt așa cum... Îmi ia bocancii mei de armată românești și mi ridic așa și pun pe scaunul ăsta în față. Like a boss, știi? Dar stai că nu s-a terminat. Am și un suport acolo jos, vezi? Uite, vezi? Să-mi pun picioarele așa. Și acum poziția mea de somn este aproape perfectă. Uite, vezi? Nu pot să-ți explic cât de confortabilă e pernuța asta. Nu pot să-ți explic. Deci pernuța asta, cred că o luăm acasă, că ăștia nu știu că aveau pernuțe. Și luăm o sau una, ții una. De pompă. Simt tu cum stau eu aici! Pe lângă asta mi se încălzește și scaunul sau îl ventilează și în timpul în care scaunele sunt încălzite, mi se încălzește și armrestul din dreapta și cotiera. Fără să mă întrebe nimeni, mie asta mi se pare tare. Partea de portbagaj electric, unde
E încăpător, dar știi cum e, mai ai și frigiderul, mai te descurci pe stânga, pe dreapta, mai bagi o geantă, mai facem o treabă. Spații de compartimentare stânga-dreapta cu plasă și spațiu de desubt unde avem kitul de pană cu compresor și soluție de umflat anvelopele și mai un spațiu aici de depozitare care se poate folosi. Ce vreau eu să văd în schimb, ce vreau eu să văd și nu suport la mașinile cu deschidere electrică de portbagaj, că nu au și închiderea electrică de portbagaj. Uite aici avem altceva. Stil și rafinament. Oh, ce bună e pernuța asta aici, nu pot să-ți explic. Nu pot să-ți explic de bună e pernuța asta aici. Plimbă-mă până unde vrei tu și înapoi. Ha? Da. Deci pe partea de POV, știți că noi făceam la fiecare review de mașină, o conduceam și vă puneam în point of view al șoferului. De data asta, pentru că este un S500 long individual, am ales să stau pe locul pe care trebuie să stai când e vorba de un S500 individual long, știi? Pentru că aici este tot confortul, aici este toată șmecheria. Aici este, pot să-mi întind picioarele, pot să mă culc, pot să mă trezesc, pot să fac tot felul de lucruri. Cum ar fi? De exemplu, pot să pornesc acest ecran de la Mercedes și pot să scot această telecomandă, pentru că sunt două, am două, pentru că sunt două monitoare, clar, nu? Și pot să scot și aceste căști pe care le pot scoate din suportul lor personalizat. Dau afară. Dau afară. Băi, ia un ce domnul casă, aici e pe lux, nu e, facem curse, ci unde te crezi? Așa, bun, și îmi pun căscuțele mele frumoase și elegante și îmi văd de treaba mea. Stai că eu am cabeza mare. Așa, și îmi pun căscuțele mele, ia uite tată, altceva. Nici nu mai aud, ce zici, Marius? Așa, și pornesc de aici, așa, nu avem touchscreen, nu avem, dar pornesc de aici, pornesc. Ia, ce mi-arată, mă, că avem 90 de metri altitudine? Nici n-am întrebat treaba asta. Deci mi-arată unde mergem, pot să fac chestia asta. Am navi, sunt pe navi, am radio, ok, am media, am car, vreau car. Nu, n-am acces. Sunt șef, dar nu atât de șef. Așa. Avem DVD player care se introduce aici. Aici. Băgăm DVD-ul. Oh, avem DVD aici. Ia uite, mă, ești nebun. Clubul lui Mickey Mouse, Disney Junior. Vezi? Mai sunt și oameni normali pe lumea asta. Puteam să zic, să fiu sigur că găsesc ceva, țancă, toți băieții, știi ce zic? Dar nu. He? Și cum intră? Vreau să-l introduc la loc. Mulțumesc frumos, Mercedes. Și am uitat să vă spun. Aici în spate beneficiez și de frigider. Adică la modul să bag două sticle de șampanie. Să am până unde trebuie să ajung. Aoleu, ce îl dau afară? Îl dau afară. Eu nu vreau, dar nu. Mă zgâlți aici. Eu vreau să dorm. Liniștit la drum și el îmi creează emoții, șoferul ăsta. Da, deci am aici în spate, pe lângă faptul că pot să-mi reglez poziția a la long, ca să zic așa. Telecomanda, mulțumesc. Am și aici auxiliar, sunt căști, USB-uri pentru încărcat, telefon și așa mai departe. Centura este specială, eu n-am, de unde să vezi, că vorba aia, dacă de-abia acum ne-am ajuns și noi să luăm mașini de-astea scumpe. Centura în spate este o centură altfel decât centurile pe care le-am văzut noi până acum, pentru mașinile convenționale, ca să zic așa. Pot să-mi întind aici șezutul, am o pernuță aici în spate care este, nu vrei să știi cât de moale e perna asta. Adică este, Doamne Dumnezeule, Marius, pot să te dau afară, să te mai angajezi o dată, să te mai dau o dată afară? Putem să facem asta? Adică aș vrea să simți când te dau afară, să suferi. Și după aia să zic, haide mă că am glumit, ești nebun, vin înapoi, îți măresc salariul. Și după aia să zic, ha, am glumit de două ori, te dau afară din nou. Testul de mașină bună n-are să-l facem pentru că este pe eleganță. Deci avem control aici asupra lucrurilor. Avem clima în spate care, vă dați seama, voilà,
N-am ales eu MOV-ul, dar așa a fost să fie și I go with the flow. Asta în cazul în care aș avea un șofer bun care s-ar pricepe să conducă elegant și pot să-ți vomit după ce mănânc, pentru că mașina accelerează frumos și sunetul este superb. Înțelegi? Adică aia e. Am zis să vă prezint mașina asta de aici, de unde merită să fie prezentată și are tot dreptul să fie prezentată de aici. O să o și conduc, am condus-o, pot să vă spun și să mă credeți pe cuvânt că mașina se conduce senzațional. Nici nu-ți dă, are, îmi confirmă și șoferul meu, fostul meu șofer proaspăt angajat și concediat, îmi confirmă că îi place și lui mașina. Ce e tare și șoferul meu nu știe este că mașina asta deține o cameră video în față care detectează drumul și denivelările din drum și în funcție de cât de denivelat e drumul, adaptează suspensia din mers. Deci asta zic că înseamnă să fii șmecher bogat numărul 1 ca noi. Ca mașina să facă niște lucruri fără să te întrebe, fără să te anunțe, dar să fie spre binele tău și să știe exact ce îți place ție, știi? Foarte, foarte tare mi se pare. Are o tonă de sisteme despre care o să vă mai prezint și o să vă mai vorbim și o să mai facem lucruri. Dar dacă sunteți proprietari de S, v-aș sfătui să citiți manualul de utilizare al mașinii, pentru că sunt ferm convins că veți afla acolo lucruri de care nici nu credeți, nici nu știați, nici nu vă gândeați vreodată că mașina voastră ar putea să le aibă. Știu că nimeni nu face asta, știu că nimeni nu își pierde timpul cu instrucțiuni de utilizare, nici eu nu o fac, dar ar fi bine să faceți un exercițiu să vedeți că lucrurile chiar așa sunt. Dacă sunteți, ați fost proprietar de Mercedes S-Clase, aștept să-mi spuneți părerile dumneavoastră în comentariile de mai jos. Dar mare atenție, proprietar de Mercedes S-Clase înseamnă că am avut-o de 9 sau am avut-o 10 ani, am întreținut-o la serviciul auto. Adică nu, am luat și eu una care avea 300.000 pe bord, dar ea de fapt avea 700.000. Proastă mașina, domnule, nu mi-a plăcut deloc, știi? Deci nu, niște proprietari de Mercedes așa cum trebuie să fie. Vorba aia, nu contează câte clase ai, dacă ai S-Clase. Da, am schimbat unghiul de filmare. Mi-am luat cameraman personal, adică l-am luat cu mine, pentru că avem și un canal special de POV-uri în care vedeți un POV cap, coadă, fără vorbe, cu mașina prezentată, cu toate, cu butoane, cu dalea, cu dalea, cu dalea. Așa că nu o să mai vedeți în față, o să mă vedeți pe mine, care vă explic cât de frumos te simți în scaunul S-ului pe care noi îl conducem, S500 Long. Aveam undeva, eu nu pot să merg cu mașina asta. Uite aici, am un buton special pentru masajul în scaun, care este extraordinar. Îți dau și ție să știi, dacă tot te-am luat cu mine, îți dau și ție, mă, să vezi și tu cum e. Să filmezi acolo frumos, să filmezi, adică în momentul în care filmezi, cineva să te maseze. Ce poți să vrei mai mult de la viață? Așa cum spuneam și de pe bancheta din spate, de acolo unde e locul bossului, care este unul singur în dreapta spate și mașina asta e configurată special pentru acel loc, adică în stânga nu găsim prelungirea banchetei pentru picioare, nu găsim scaunul șoferului cu suport pentru tălpi, dar, doamne, doamne, dacă mai îmi dau drumul și la încălzirea în scaun, mi se încălzește și cotiera și armrestul de pe fața de ușă fără să mă întrebe nimeni, ceea ce mi se pare super tare. Pe lângă asta, mașina asta, pentru că este un S-Class, are foarte, foarte multe opțiuni pe care mi-ar lua foarte, foarte mult timp să vi le explic. Deci o să vorbim de astea mai importante. Astea mai importante sunt camera față, care face foarte, foarte multe lucruri pe lângă night vision și lucruri de genul. Avem și un senzor care detectează drumul pe care rulăm și acesta poate să seteze suspensia în funcție de denivelările României, ca să zic așa. Legat de senzația la volan, v-am spus, mașina se conduce foarte elegant, foarte bine, foarte relaxant, scaunele mi se umflă pe aici, lateralele, ca să mă țină pe viraje, cu toate că eu merg super relaxat. Mă gândesc că dacă aș merge mult mai sportiv, mașina s-ar conforma odată cu stilul meu de conducere mai agresiv. Avem padele pe volan, avem acest schimbător la mână,
unde putem să ne alegem treptele de viteză înainte, înapoi, față, spate, pe stilul american, pe care mulți oameni l-au contestat. Dom'le, nu mai avem schimbător aici, eu vreau cu schimbător, nu știu, mult mai practic, din punctul meu de vedere, mult mai practic aici. Aici avem joystick-ul cu care putem să ne jucăm în timpul traficului. Nu știu cât de ok este ca mașinile astea să ne lase să facem diverse setări, printre care și ce fel de, nu ce fel de, cât de tare să fie parfumul în interior, cum să bată aerul, să ne reglăm sisteme de siguranță, să vedem consum, consum instant, consum mediu, consum. Acum probabil că am îmbătrânit și văd lucrurile altfel, dar te poate distrage toată partea asta de accesat meniuri și lucruri de genul ăsta. O să spuneți că mașina este dotată, bineînțeles, cu sistem de radar în față care atenționează în cazul unui pericol, în cazul în care apare un accident. Avem fel și fel de sisteme de siguranță lane assist care ar trebui să ne țină pe drum, dar chiar și așa, părerea mea este că ochii șoferului trebuie să fie tot timpul orientați cât mai mult în față și cât mai puțin distrași de ce se întâmplă aici. Dar ce a fost asta? Am auzit ceva? Ai auzit și tu? Cum? Cum? Vorbește cu noi. Da, asta spun, că la aceste review-uri de mașini second hand trebuie să fiți atenți și la uzura mașinilor și ce lucruri pot apărea. De exemplu, aici avem pielea de pe volan puțin tocită, e normal, e și bejul ăsta deschis, nu știu cum să-i zic, în care orice lucru se vede. Adică trebuie să fiți atenți și la detaliile de genul ăsta, pentru că mașinile astea sunt de vânzare și poate cineva care se uită la noi este interesat să cumpere așa ceva. Vrei să accelerezi? Să vezi cum accelerează? Sunt și pe sport, adică plană. Știi ce zic? Nu mai aveam unde să mă tot lungeam. Știi? Ai simțit? E ceva, face performant. A venit și frâne, ia uite. Și clapete, i-am dat. Îmi place, ia. Vrei? 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 Am eu clapetele mele aici. Gata, gata că nu e prea multă viteză pentru... Vă rog, domnul. E prea multă viteză pentru străzile pe care mergem. Dar aș vrea să o am pe circuit, jur. Sunt ferm convins că se comportă foarte bine pentru greutatea și masa ei. Este întotdeauna, nu știu, S-Class-ul a fost așa o chestie specială. Ce este foarte important pentru noi este să apăsați butonul de subscribe. Dacă vă uitați la noi și vreți să fiți notificat sau nu vreți să fiți notificat când apare un clip nou, apăsați subscribe acolo, că o să aveți 10 ani de noroc. Share, like, astea sunt lucruri, astea sunt, știți, scrisorile alea care veneau în cutia poștală și spuneau că dacă nu trimiți la 25.000 de oameni, nu o să ai ghinion 15 ani, faci și ești cu subscribe, același lucru. Dacă te uiți și nu dai, o să ai 15 ani de ghinion. Dacă dai, 10 ani de noroc. Eu zic că merită să dai.